Salut! În lumea mereu dinamică și plină de surprize a criptomonedelor, fiecare nouă zi ne aduce o nouă poveste captivantă. Astăzi explorăm împreună o nouă oportunitate de a câștiga niște bani prin Binance Launchpad, scandalul noului proiect listat pe Binance Starknet, dar și alte lucruri interesante despre două airdrop-uri pe care urmează să le primim cei care am participat. Dar înainte să începem, nu uita de un like, nu uita și de un comentariu, durează doar câteva secunde și pe mine mă ajută tare mult. Iar pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Tokenul proiectului Starknet la listare și-a pierdut mai mult de jumătate din valoare după ce firma de infrastructură Ethereum Nethermind și alți utilizatori care au primit token airdrop au vândut milioane de dolari în tokenul primit. Prețul tokenului Starknet a scăzut cu aproape 60%, ajungând sub 1,9 dolari de la un maxim de 4,41 de dolari pe 20 februarie. După ce a fost listat pe Binance, prețul a atins un maxim de 7,7 dolari, dar a scăzut cu 75% până sub 1,9 dolari. Nethermind a vândut 3,41 de milioane de token STRK în valoare de 6,7 milioane de dolari și există avertismente că vânzările pot continua. De asemenea, s-au identificat cazuri în care utilizatorii au primit airdrop extraordinar de mare pe mai multe adrese, mutând sume semnificative de STRK într-o singură adresă. Chiar în acest tweet pe care îl vedem pe ecran, putem observa că Nethermind mai are încă 6,74 de milioane de token care valorează 12 milioane de dolari și Look Into Chain, cum v-am menționat înainte, el spune că s-ar putea ca această scădere să mai continue. Puțin mai jos ne este iar prezentat că un singur wallet a primit 1,22 de milioane de token STRK care valorează peste 2 milioane de dolari. Din 1800 de walleturi a trimis această adresă o cantitate extraordinar de mare la o singură adresă. Gândiți-vă, a fost un singur utilizator care a farmat acest airdrop pe 1800 de walleturi. Nu pot să-mi explic cum se poate face asta, dar cu siguranță a făcut acest lucru cu boți. Au fost aduse și ceva critici programului de distribuție a airdrop-ului, precum și criteriilor de eligibilitate pentru airdrop, care au necesitat deținerea a cel puțin 0,005 Ethereum la momentul unui snapshot de pe 15 noiembrie 2023. Cu toate că prețul tokenului STRK a scăzut, total value locked al rețelei Starknet a crescut cu aproape 30% în 24 de ore, ajungând până la 73 de milioane de dolari. Deci, pe lângă ce v-am prezentat înainte, ar trebui să avem în vedere ceva legat și de tokenomics. Aici sunt detaliile care ne interesează. Eu nu credeam că la listare or să fie în piață undeva la 2 miliarde de token. Însă, dacă mergem pe site-ul CoinMarketCap și căutăm Starknet, vedem că acesta este pe locul 56 după o zi de la listare. Și aici putem observa că în piață sunt doar 728 de milioane de tokeni, deci mult mai puțin decât am estimat eu că o să fie. Și trebuie să ne întoarcem din nou aici în Tokenomics și o să vedem că până în 15 aprilie 2024 s-ar putea să mai intre în piață până la 13,1% din total supply, adică 1,3 miliarde de tokeni. Și asta înseamnă că în mai puțin de 2 luni, tokenii din circulație aproape se vor tripla. Deci există un alt motiv pentru care tokenul ar mai putea să scadă puțin. Într-un videoclip trecut, haideți să mergem să vă arăt ce videoclip, acesta de acum 5 zile și vă spuneam că eu nu vreau să ratez acest proiect. Țin să menționez că încă nu am acumulat, am un order de cumpărare pe Binance la 1,5 dolari pe care sper eu să-l atingă. Nu cumpăr cu toți banii deodată, momentan este la 1,9 și o să vedem exact ce se va întâmpla. În cazul în care scade până la 1,5 dolari și după prețul o să scadă și mai jos, eu aș fi pregătit să mai acumulez încât să am o medie mai bună pentru că, vă mai repet încă o dată, nu intru cu toți banii odată. Ajungem și la Binance, care au anunțat ieri că lansează un nou proiect pe Binance Launchpad. Portal este al 47-lea proiect de pe Binance Launch Pool și este o platformă de gaming cross-chain care are misiunea de a aduce mai mulți jucători de jocuri în Web3. Pentru a primi airdrop acest token, trebuie să punem la stake fie BNB sau FDUSD pe Binance timp de 7 zile. Farmingul a început de aseară, deci vă recomand să vă grăbiți să puneți la farming pentru că nu aveți nimic de pierdut.
Pur și simplu primești niște token gratis dacă ai BNB sau stablecoin și îi blochezi timp de 7 zile. Vreau să vă arăt și foarte rapid cum puteți participa, pentru că sunt unii care m-au întrebat acest lucru în comentarii și sper să vadă acest videoclip și să-i ajute. Prima dată o să vă arăt cum poți participa de pe calculator. În primul rând îți trebuie un cont de Binance, intri pe site-ul binance.com, te duci aici la login și te loghezi. Ai două variante, fie te loghezi cu codul QR direct din aplicație sau fie folosești mail-ul. Ok, să presupunem că ne-am logat și suntem acum pe prima pagină pe care ne trimite după ce ne-am logat. Aici în dreapta sus ai un buton de search, pur și simplu apeși pe el și o să vezi că aici Hot Functions Launchpad, poți să intri direct pe el. Dar în cazul în care nu-ți apare Launchpad, o să scrie aici pur și simplu Launchpad și o să-l găsești, uite. Intrăm pe Launchpad, aici o să vedem proiectul Portal, care mai durează 6 zile și 14 ore și ai două opțiuni. Fie pui la staking FDUSD, care este un stablecoin și o să primești 20% din reward-ul alocat pentru acest proiect, sau fie pui la staking BNB și o să primești 80% din reward-ul alocat pentru acest proiect. Mă rog, le poți pune și pe amândouă dacă ai atât FDUSD și BNB. Este la alegerea ta. Și să presupunem că nu vrei să participi din browser, vrei să participi de pe mobil, intri în aplicația Binance, în partea stângă de tot jos ai butonul de Home și în partea stângă sus o să găsești Search, exact același lucru. Apeși pe butonul de Search de pe telefon și cauți Launchpad din Tripel și o să-ți arate o pagină asemănătoare. Deci este extraordinar de simplu și sper să nu întâmpinați dificultăți și să puteți să participați. Bun, acum am niște informații pentru cei care participă la airdrop-uri. Lista mea cu airdrop-uri o găsiți în grupul de Telegram la mesajele fixate și ca să accesați grupul de Telegram puteți să vă uitați în descriere și o să-l găsiți. Puteți observa că s-au anunțat criteriile pentru airdrop-ul QNA3 care era prezent în lista mea de airdrop-uri. Primul Snapchat a fost făcut în 25 ianuarie, iar participanții cu suficiente puncte și activitate o să primească acest prim airdrop. Însă mai multe detalii găsiți în acest tweet pe care l-am pus pe Twitter. Îl puteți accesa foarte ușor și de pe Telegram, că l-am postat acolo, sau mă căutați pe Twitter, sunt motivat. Și puteți să-mi dați și follow pentru că postez lucruri care sper eu și sunt aproape sigur că o să vă ajute. Să țineți cont că acesta este doar un prim snapshot. Vedeți aici, acestea sunt criteriile. O să dau și traducere în română și puteți pune videoclipul pe pauză pentru cei care vor să citească. Să țineți cont că acesta este doar un prim snapshot. O să mai urmeze și alte snapshoturile și o să vă puteți să vă calificați atunci în cazul în care nu v-ați calificat de data aceasta. Pe lângă asta, cei de la Magic Eden au lansat un wallet și putem să mintăm un NFT gratuit pe care o să-l putem vinde pe secondary market în aproximativ 7 zile. Nu știu exact dacă o să valoreze foarte mult sau nu, însă eu am mintat acest NFT pe două wallet-uri și o să vedem ce o să se întâmple în aproximativ o săptămână. Ai nevoie de un wallet Solana, fie poți să importi unul pe care deja îl ai sau îți creezi unul direct pe pagina lor. Haideți să vă arăt un pic cam ce trebuie făcut. Intri pe Twitter, accesezi linkul lor, instalezi extensia de browser, fie importi un wallet Solana pe care deja îl ai, sau fie creezi un wallet nou și trimiți Solana ca să ai să minteze NFT-ul. O să ai nevoie de aproximativ 0,05 Solana pentru a putea minta și taxa este de 2-3 dolari. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l prezint, încă un reward pentru un airdrop la care am participat. Pe 23 februarie o să putem da claim la airdrop-ul Smart Layer. Țineți cont că acest claim o să fie în rețeaua Ethereum și o să fie disponibil doar pentru 24 de ore cei care ați participat. Singura problemă este că pe Ethereum sunt taxele destul de mari și sper eu să merite claim-ul. Însă dacă nu merită, asta este, nu am investit oricum foarte mult timp. M-a enervat puțin acest airdrop pentru că este în rețeaua Polygon și rețeaua Polygon nu știu de ce. Este foarte greu să ți se proceseze tranzacțiile, adică eu cel puțin am probleme cu procesarea tranzacțiilor pe Polygon. Cam atât pentru videoclipul acesta, sper ca informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram gratuit pe care îl găsiți în descriere. Pentru cine își dorește să susțină canalul și să aibă acces la mai multe beneficii,
poate să se alăture ca membru și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.